Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi. O zi plină de evenimente, unele cu repercursiuni și în județul Gorj. Practic toată ziua televiziunile n-au avut ca preocupare decât cazul Tony Greblă, de care vorbeam și noi la ultima ediție din săptămâna trecută s-au făcut diverse titluri, s-au făcut diverse ședințe, bacă e la 10, bacă e la 11, bacă s-a întâlnit președintele Zegrean cu Tony Greblă, particular, bacă a fost ședință. Până la urmă, cum era, a spune normal, pentru că o să vedeți foarte mulți de și foarte mulți ziariști, au tot spus, nu domne, să-și dea demisia că aruncă o lumină nefavorabilă asupra Curții Constituționale. Deci dacă îmi spuneți că această curte constituțională are o imagine bună după ce a făcut în ultimii ani, atunci da, poate îl putem încadra pe Tony Greb aici. De ce spun asta? Foarte simplu. Eu cinstit și cred că sunt foarte mulți oameni în România, nu s-au prea lămurit ce și cum în acest caz. Sau nu sunt dovezi, cel puțin la ce a comunicat DNA-ul până acum, nu prea suntem în clar. Rămâne ca în zilele, pentru că Tony Greblă intră de mâine în concediu de odihnă, timp de 35 de zile. Dacă mă întrebați pe mine, până la Paște nu prea mai auzim de el și pun pariu că nici de neau nu-l cheamă. Și vă spun de ce. Cazul elea sunt niște chestii aruncate acolo, vezi, doamne, niște rochii că nu știu cum, o mașină... Bine, sunt chestii pe care un om politic de anvergura lui Tony Greblă nu trebuia să le facă, clar, chiar dacă e ruda lui, chiar, chiar dacă este. Dar de aici și până la marea fermă de la Telești, pe care am văzut-o, că nu are autorizație, că nu știu ce venituri, și până la urmă erau trei gâște, doi porci, un cal și vreo 5-6 struți, nu ne-a impresionat. Vreau însă altceva să, să vă spun. Curtea Constituțională n-a avut și nu va avea o imagine foarte bună din cel puțin două motive. Unul dintre, ei, dintre ele este foarte simplu: că, la fel ca și în cazul Tony Deblă, nici ceilalți sau o mare parte din ceilalți judecători la curte nu sunt judecători și trebuie să judece anumite chestii care ar ține normal de judecători cu o mare experiență în domeniu. Iar a doua problemă este că uh, Curtea Constituțională din România face un fel de, v-am spus, un fel de SF sau rescrie Constituția. Ce ar fi dacă? Cum ar fi dacă? Nu prea există. Constituția noastră din 91 este destul de depășită și atunci Curtea Constituțională lămurește unele lucruri încercând să facă o practică unitară după ce decizii a mai luat ea cu ani în urmă. Numai că atunci era o configurație, acum este altă configurație și de aici multe probleme. Dar de Curtea Constituțională vom mai auzi în perioada următoare, mai ales că nu prea sunt sfinți acolo. Știți ce se, câte se spuneau despre Mona Pivniceru, de exemplu, fostul ministru al justiției și cea mai fost înainte? Dar despre Daniel Morar, fostul șef al DNA? Dar alții? Așa că vor mai fi momente în care să auzim de Curtea Constituțională. Până una alta, eu rămân la părerea că v-a spus. Deci, Tony Greblă va lua o vacanță de 35 de zile. Deci, vă spuneam, plus minus cu că acestea sunt lucrătoare. Deci, undeva până după Paște nu va mai veni la Curtea Constituțională. Iar până atunci se mai lămuresc lucrurile, inclusiv majoritate parlamentară, inclusiv alte lucruri, pentru că mai e și o altă problemă acum. Dacă Curtea rămâne cu reblă suspendat, ar rămâne cu 8. 8, 4 la 4, s-ar putea la un moment dat să se blocheze într-o direcție sau, sau în alta. De deci ce nevoie să fie un număr impar? Bine, poate are grijă de neau să ne mai scape de vreun, vreun judecător. Acum, pe partea cealaltă, vă spuneam, imprudențele lui Tony Greblă, în cazul rudelor sale o dată apoi mai e și problema... Uh, nu știu ce au, că, vedeți, dna a dat un comunicat în care a spus în esență cam de ce la acuză Dar ce-o fiind dosarele dna neaului, nimeni nu știe. De deci, ce? Posibil ca deci nu există prezunția de nevinovăție, dar e posibil ca DNA-ul să aibă dovezi solide împotriva fostului senator, actual membru al Comisiei Constitu al Curții Constituționale. Dar despre asta vă spuneam, cu siguranță vom mai vorbi, deși părerea mea este că se intră în acest domeniu, se intră într-o într vacanță pentru că nu se va mai agita nimeni, știți cum e, și la mazăre și la ceilalți. L-am săltat, ne-a văzut presa sau fotografia, s-a dat că nu știu ce, că e urmărit și gata. Ne mai aducem aminte peste câteva luni și tot așa. Problema e să planeze, să ne face încă lucrăm de multe ori. Ce spune, ce spune Toni Greblă și cităm? A făcut, de fapt nu, spune Augustin Zăgrean, îl credem, președintele Curții Constituționale, să spunem despre cazul Greblă. A făcut o declarație, spune că nu a avut activități care să fie incompatibile cu calitatea de judecător al CCR. De mâine intră în concediu, unul de odihnă și vedem ce va fi. Nu putem lua o măsură disciplinară, el știe ce îl așteaptă dacă mint. Cinci ani de închisoare, deci dacă se confirmă declarația, destul de riscant nu putem să-i cerem demisia. S-a hotărât să nu-și dea demisia. Deocamdată nu va mai participa la activitatea de judecată. Intră în concediu de ordine 35 de zile în urma discuțiilor pe care le-a avut ca să nu pună sub semnul îndoiele activitatea noastră. Am citat din președintele CCR Augustin Zăgran. sau Zegrean. De fapt, tocmai ce a apărut prin presă câte ceva că mh, nici Augustin Zegrean n-ar fi chiar așa ușă de biserică. Și cum spuneam, dacă mai luăm Daniel Morar, Mona, Pivniceru și ăsta, constatăm că sunt destui care au o, o problemă. Vorbim uh, uh, apropo de cazurile în România. Să știți că în România, deja cazurile din România, ale DNA-ului, ale parchetului general, ale instanțelor din România, sunt deja internaționale. Bună, oară aflăm că. Uh, aflăm de exemplu că numele șefului Gărzii Regale Britanice Apare în dosarul lui Viorel Hrebenciuc Cristofor Ghica Șeful Gărzii Regale Britanice A fost invitat la o întâlnire la hotelul intercontinental Să susțină și el că frații Ghica Nu și-au făcut niciodată succesiunea Pentru a putea avea lor retrocedarea Cristofor Ghica nu este descendent direct Ne anunță un post de televiziune Iată că toată lumea e după bani, nu contează nu contează ce și cum. Mai aflăm uh, uh, aflăm de exemplu că problemele PSD-ului care se află la guvernare, dar se cam pregătește de opoziție, deci uh, sunt foarte multe lucruri care centrifuge la nivelul partidului, principalului partid de guvernământ, aflând, de exemplu, că Victor Ponta este torpilat uh, din patria lui Radu Mazăre, primul lider care îi mișcă în front. Uh, ăsta este un titlu, uh, liderul PSD Victor Ponta a ținut să le transmită un mesaj celor, celor uh, clar celor din PSD, dacă nu doresc modificarea statutului PSD poți să-și caute un alt lider. Răspunsul pentru Victor Ponta vine din partea lui Radu Mazăre, mai precis la liderul PSD Constanța Decebal Făgădău. El spune că e o tâmpenie modificarea statutului. Uh, Acum nu ne băgăm în treburile interne ale PSD-ului, și de fapt nici nu mai știu dacă sunt problemele interne ale acestui partid, că am văzut că cel mai, cei mai interesați de reforma PSD sunt cei din PNL, cum la fel și cei din PSD, în frunte cu Victor Ponta, au, ce au cu cei din PNL să vadă ce fac și cum o, că revin foștii miniștri care au fost da jos de popor în 2012. Ce vreau să vă spun? faptul că Mazăre, Constantinescu și Făgădău ăsta, nu știu cine este, să au mișcă în front, vreau să vă spun că s-ar putea să facă bine la imagine pentru centru. Știți, teoria centrului imaculat și teritoriu, baronii, nu știu ce. Pentru că imagine bună Mazăre n-a avut niciodată și nici președintele Consiliului Județean. Și în condițiile acestea a te lupta cu centrul la acest moment, nu prea dă bine nici la ei, dar este o perioadă când poți să ai avantaje din partea din partea cealaltă dinspre partidele care vor destrămarea coaliției guvernamentale. Că știți, s-a vorbit acum vreo lună și ceva. O să facem alegeri anticipate, vom nu vrem traseiști, nu vrem nu știu ce. E, se pare că s-au cam uitat între timp aceste lucruri. Politica românească tradițional în ultimii, hai să o zicem, de prin 2000 încoace, cel puțin, în ultimii 15 ani, este astă te curgi la guvernare, mâine ești în opoziție, sau astăzi ești în alianță cu PSD-ul, mâine ești cu PDL-ul sau PNL-ul și invers... Iar partide de gen PC, UNPR, chiar UDMR, chiar așa, sunt cam prin toate guvernele. Nu contează că. Deci, gen, general Oprea, nu. Dacă mă gândesc în ultimul guvern Boc, Oprea era ministrul al apărării. Când a venit PSD-ul și-a luat întâi un concediu, da? Concediu de vreo câteva luni. Cam din iunie până în iarnă că după aceea a revenit în guvern bine mersi ca ministru de interne, unde îl găsim și acum. Așa că nu e posibil, e posibil să cadă, să zicem, actualul guvern, că sare în barca cealaltă, nu e nicio problemă. Noi, suntem, noi cu drag muncim în folosul, bineînțeles, toate aceste mișcări se fac doar în favoarea poporului român. Deci nu încape, nu încape nicio discuție. Uh, bineînțeles, ați văzut ghilimele. Uh, mergem mai departe și uh, avem două subiecte mari astăzi seară, Îmi propuseam doar unul dintre ele, e vorba de situația din uh, complexul energetic Oltenia. Vă promiteam și joi că o să vorbim mai mult de ea, mai ales că din această săptămână se întoarce lumea la proteste. Uh, E adevărat deocamdată doar o parte din sindicate protestează, dar părerea mea e că lucrurile vor avansa în această direcție, pentru că nu prea e în regulă. Complexul energetic Oltenia numai că trebuia să facă să fie listat la bursă și s-a tot amânat acest lucru de 2 ani, dar acum, potrivit specialiștilor, este în aproape de insolvență. Sunt unii lideri politici locali care spun mai mult că indiferent că se vor lua aceste măsuri, tot la insolvență se va ajunge. Acum dacă stăm și ne uităm la cazul Hidroelectrica, care după insolvența prelungită a ieșit, a intrat din nou, dar după insolvența prelungită are un profit fantastic, parcă nu ne-ar strica o insolvență la CEO măcar așa de un de zile să pună lucrurile la punct. Pe partea cealaltă și luând lucrurile foarte în serios, insolvența nu este o soluție, dar un management mai capabil cred că ar fi o soluție și un management care să țină cont și să și explice. Deci problema e că, îmi spuneți, adică CO are ziare, a, a spus că a dat la 90% din presă, s-ar prăbuși dacă nu le-ar da ei bani. Am văzut deja o listă cine a luat banii pe contracte de la CO. Faza e următoarea, are un ziar propriu, are comunicatori angajați, dar co e roasnic la comunicare. Adică dacă ai spune omului sigur care e situația exactă și bă, gândește-te că dacă nu coborâm salariul, s-ar putea ca tu mâine să nu mai vii la servici, unii dintre oameni ar înțelege, mai ales în situația actuală. Dar dacă tu mus pe ăla și îl ții degeaba, îl iei dintr-un birou, că ți-a venit ție, și îl pui ăla care a lucrat 20 de ani într-un birou, îl mus pe șantier, n-a făcut niciodată, nici nu o să facă, n-are ce să facă. Sau mai mulți, între timp, un om s-a specializat, adică a terminat o facultate, l-a angajat pe nou post și apoi îl trimiți exact de unde a plecat, acum, iar cu 10-15 ani înainte. Dacă tu, dacă astea sunt chestii de management, a, și apropo, și odraslele de toate culorile își găsesc loc în companie. Deci, compania nu mai, ce ou, nu mai are nevoie de forță de muncă efectivă. La Că bănuiesc că copiii de lideri de sindicat, de director de oameni politici, bănuiesc că ăștia nu sunt trimiși să dea cu târna copu. Nu e cazul în, 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 în carier. Dar bănuiesc că pe ăștia nu-i trimitem acolo. E, în condițiile astea, toate angajările se fac pe ochi frumos și vă spuneam, fiecare trebuie să aibă pe cineva ca să poată face acest lucru. Deci nu e în regulă și gândiți-vă că tot eliminând, că și acum va pleca... Vor pleca sute de oameni cu ordonanță, specialiști, toți, atenție că lucrează de foarte mulți ani în CO, și la un moment dat vor rămâne numai cu ei angajați pe alte criterii. Deci trebuie să mai poarte cineva și uh, târnacop și sap. Asta e pe, pe de o parte. Pe de alta, apropo, încă o dată vă spun problema de comunicare. Deci dacă faci ceva, să o arăți, bă, fac asta pentru că vreau asta și urmăresc asta și am niște chestii. Dar tu ce ai făcut apropo de, și acum nu mă refer neapărat la Laurențiu Ceurel, care îi cer sindicaliști, o parte din sindicaliști cer demisia. Nu. Deci, tu ca lider, tu ca management și aici toată echipa, ai luat niște decizii pe care nu le-a înțeles nimeni. Printre altele, ba din contră, acum știți acum, un an de zile, e situația de zile acestea lui Termo Craiova s-a spus că o preia complexul, până la urmă n-a mai preluat-o complexul și acum mai cerem insolvența, iar, apropo, de management. Deci tu, CEO, care ai livrat la cărbune la Craiova pentru, și ai niște datorii destul de mari de are Craiova către complex, ceri insolvența termocentrale. Păi bun, dar la insolvență e și tu, într-adevăr, la masa credală aceea, deci trebuie să ți se da datorile. Dar unde pleacă datorile? Salarii, Fisc și ajung banii și la tine dacă vor mai, va mai fi ceva de ajuns. Deci, până la urmă, insolvența nu ți-aduce bani. Și atunci, de ce ai făcut-o? Sau, de ce n-ai oprit măcar mai de mult timp, ai fi oprit livrările și poate atunci obține o parte din bani? Poate că managementul, apropo că am văzut asta în ziar, poate are o poziție în chestia asta. Poate ea care sunt angajați la ziarul lor sau la ziarul CO-ului sau la celelalte, care, celelalte firme care lucrează pentru CO, ca să aflăm că e speranța vieții CO-ului și toate celelalte sau sensul vieții sau în fine, cam așa parcă e sloganul, să ne explice și să ne explice nu neapărat ca presă, deși noi la rândul nostru putem explica la foarte mulți oameni care se uită la noi sau ne citesc pe noi ci oamenilor efectiv. Să le explice angajaților din CEO, bă, uitați-vă cum stă treaba. Pentru că la acest moment, vă spun, sunt într-o situație, nu că îi plâng pe liderii de sindicat, dar ei sunt într-o situație foarte dificilă. Nu contează că sunt acum nu știu câte federații și câte sindicate. Nu numai că nu obțin nimic, dar vi față de... Deci, în ultimii trei ani ai pierdut o serie de drepturi. Acum mai pierzi o serie și spui dacă nu se întâmplă chestiile astea, practic intrăm în insolvență. Ești cu sabia lui Damocles deasupra capului. Bun, dar liderul a de ce o să spună? Domne, păi, le se duce la miner și îi spune, bă, n-am obținut nimic pentru tine. Păi atunci, bă, dar de ce să mai plătesc cotizații, de ce te mai țin? Nu? E și situația asta. Pe de altă parte ar trebui să, să știe, deci măcar liderii de sindicat să fie convinși că nu există altă soluție. Și să poată, la rândul lor, să explice oamenii. Nu sunt convinși pentru că multe chestii din companie nu sunt cunoscute. Deci, vreau să vă spun și vă semnalez cel puțin două probleme care eu cred că ar fi trebuit nu numai, nu numai explicate, dar să fie mai transparente, măcar pentru salariații proprii, dacă nu și pentru presă, deși nu văd unde ar fi secretul. Unul dintre ele ar fi legat de uh, contractul cu Sârbii. Dacă se livrează acel cărbune, cât se livrează, cât a adus, că se livrează, am înțeles. Dar nu prea știm exact, bai, la prețul de cost, bai, sub preț, bai, e un avant, unul avantajos, uh, Ba, plătim noi transportul, diverse chestii, pentru că lumea face supoziții în condiții în care informații oficiale nu există. Și a doua problemă, iar ar trebui să înțelegem, bă, frate, noi intrăm în... Uh, uh, acum se justifică acest... Uh, posibil faliment, insolvență, pe ideea că s-au scumpit certificatele vers și că trebuie să le cumpărăm. Până acum au fost destul de ieftine, dar acum ajungem undeva la 7-8 euro în certificat și poate perspectivele sunt și mai nasoale, pentru că s-a schimbat legislația Uniunii Europeană. Vă aduc aminte că de la această masă, spuneam, pe la, pe la începutul noiembrie, semnalam faptul că Uniunea Europeană s-au schimbat puțin conduțiile și va fi mai greu pentru România. Dar, nu e vorba de mâine, nu e vorba de poi mâine. Există un interval în care trebuie să ne conformăm, deci nu trebuie să fim mai catolici decât papa. Da, dar trebuie să știm și trebuie să facem ca să reziste termocentrala rovinar, de exemplu. Să uh, reziste cu piața, să cu concurența peste ani. Trebuie să știi, ca să poată funcționa și pe condiții de mediu, că mai sunt de făcut investiții de, știu că cu ani în urmă, se vorbise la un moment dat de un miliard de euro care trebuia investiți la turceni și la rovinari. Nu s-a cheltuit miliardul ăla de euro, bine că nu s-a cheltuit, că cine știe cum trebuia să fie cheltuit, dar problema e că trebuie să îndeplinim niște condiții. Acum, apropo de lipsa, tot vorbim de marea investiție chineză care face și drege. Marea investiție chineză care am mai semnat un protocol, probabil la următoarea campanie mai vin o dată în vizită. Cred că ar trebui lucrurile mult mai așa, dacă tot o facem, și să discutăm dacă e nevoie, atenție, încă o dată spun, dacă e nevoie de investiția de la rovinari. Pentru că la acest moment, sunt specialiști de spun, domne, ar fi mai ieftin să retehnologizăm în continuare rovinariu, care are, s-au făcut investiții, eforturi mari acolo, decât să aducem pe chinezii. Care cer mai nou, din ce am se vorbește, apropo că știți că contractul e secret, cer niște, cer niște condiții foarte favorabile, adică producția toată să li se ia în piață, deci pun o condiție de o producție minimă care să meargă în, în piață și care nu prea se poate prinde în România. N-ai unde să o bași, pentru că ce problemă are CO ce cel mai mult, în afara faptului că vând la un preț, e prețul foarte mic și nu se prea acopere cheltuieli. Păi da, principala problemă că n-au unde să vândă. Deci, producția de la. și atunci, mai faci o investiție tot pe domeniul ăsta? De discutat. Bine, alte variante cu nu știu ce termocentrală s-ar mai construi, știți poveștile de campanie din ultimii 5-6 ani, și altele nu țin. Cred că însă alte investiții pe lângă zona minieră s-ar impune și aici ar trebui să se trezească autoritățile. E nevoie, e nevoie de investitori. E nevoie de gen fabrica de cabluri care se prefigurează, adică se va construi la Târgu Jiu. E nevoie și de alte investiții. Am mai spus asta, nu ne ajută foarte mult. Într-adevăr, avem de la mall și nu știu câte hipermarketuri la Târgu Jiu, dar cred că e nevoie și de altceva, pentru că uh, la acest moment uh, e nevoie de locuri de muncă. Și dacă ar fi locuri de muncă, poate am evita să plece tot mai mulți români în afara granițelor. Uneori în condiții foarte grele. Uh, de foarte multe ori vorbeam cu prieteni, cu cunoscuți care sunt în momentul de față plecați într-una din țările occidentale, care spunea că și acolo încep să fie probleme. Și nu mă refer doar la Spania, ci și la țările gen Italia, Franța, Belgia și altele. Se găsesc din ce în ce mai puține locuri de muncă, cu siguranță din ce în ce mai prost plătite și la un moment dat se va pune problema revenirii în țară. Dacă te duci însă și revii în țară și ești la București, la Timișoara, la Brașov, la Cluj, acolo găsești locuri de muncă, se fac investiții și sunt investiții majore. Din păcate, din momentul ce treci munții, dinspre Transilvania, adică mai ales aici în sud, Mehedinți, Gorj, chiar, chiar Oltu, Vâlcea, nici Dolju nu stă foarte bine sau, sau Vâlcea, dar parcă ele sunt cu un pas în fața, în fața noastră, mă refer la investițiile străine direct. E, ce, e ceva de, de discutat pe seama asta, dar poate într-o altă seară să vorbim din nou de perspectivele, de perspectivele economice ale, ale județului. Uh, pentru că vorbeam de CEO, să știți că nu cred, nu văd care ar fi varianta la acest moment: să fie ca oamenii să accepte la acest moment să li se să piardă gen sporul de carieră sau. Bine, se reduce de fapt banii de concedii sau altceva sau alte lucruri de, de acest gen. Mai ales că ajungi la concluzia că deși facem aceste, facem aceste eforturi ale oamenilor și renunțăm la oameni, ajungi la, conlu, la concluzia că uh, doar guvernul te poate salva. Și vă spun o chestie, a apărut zilele acestea, dar este, este un adevăr. Un adevăr de care se discuta, să știți, acum, cu, acum câțiva ani, dar când s-a abandonat ideea, din nefericire, acum apare să fie, să fie redevenit activă această idee. Dacă s-ar fi făcut, știți că avem două reactoare la Cernavod, dacă s-ar fi, făcut reactorul 3 și, fi făcut reactorul 3 și 4, practic la acel moment nu, avem, nu ar mai fi nevoie de mineritul din Oltenia. Costuri foarte mari pentru investiția de acolo și atenție, costuri uh, enorme cu, iată, acum sunt 19.000 sau rămân 17.000 de mineri și energeticieni. Vor fi și mai puțini, dar costurile rămân foarte mari. Uh, perspectiva mineritului din Oltenia, eu nu aș plânge, nu, deci nu aș plânge de milă, eu zic că sunt șanse ca mineritul să se păstreze, mai ales în ideea că ne uităm la polonezi, la germani, ei refac, Belgia, refac uh, partea minieră. Nu e, un, nu e o figură de stil, nu e o informație falsă. Deci uh, încep să au început să reinvestească în mineritul, în, în mineritul de suprafață, de carier. Dar, aici e un mare dar, noi trebuie să facem asta cu cap și cu investiții bine structurate. Adică de a lua gen, apropo de management, de a lua Brăila, la iar rovinariu sau a lua, că la un moment s-a pus problema să preluăm Vâlcea tot în complex, să preluăm uh, turnul Severinu și toate celelalte apar grea. de deci toate bazaconii. Dar să știți că managementul ăsta putea să facă orice. Deci la un moment dat, probabil că dacă i s-ar fi dat, ar fi preluat și nu știu ce activ de la București. Nu e așa. Nu e așa pentru că activele acestea duc în spate un trecut foarte, foarte greu și are 3000 de miliarde de datorii, nu se, de fapt de recuperat creanțe, nu se vor mai întoarce niciodată. Dar trebuie să spunem apropo de informațiile zilei legate de asta. Că reprezentanții celor patru federații sindicale reprezentative la nivel de complex energetic Oltenia, care participă la negocierea contractului colectiv de muncă, au trimis-o adresă Ministerului Energiei, Consiliului de Supraveghere și Directorat din CE Oltenia, prin care anunță posibilitatea declașării unui conflict colectiv de muncă. Deci, atenție, dacă, la acest moment, singurii care au luat aprobarea și vor face uh, un... Uh, uh, vor face un... Uh, protest, deci la momentul după aceea tot se realiază pentru că situația este, este, cum este. Și dacă tot vorbim de dacă tot vorbim de veștile proaste, să spunem că tribunalul din Ilfo a respins astăzi cererea de intrare în insolvență depusă de firma Succes, firma deținută de Nicolae Sarcină. Judecătorii au luat act de două cereri de intervenție ale, bânci, ale unor bănci pe care le-au considerat drept cereri ale creditorilor de intrare în insolvență a firmei. În consecință, va fi deschis un nou dosar de insolvență care va fi judecat de același complet. Știți că cerusă patronul el revenise, dar se pare că situația este totuși destul de gravă și asta se va traduce în locurile de muncă, cum spuneam, unde sunt. Sunt probleme foarte mari. Mergem la un alt subiect, unul care suntem siguri că a atras foarte multe, va atrage foarte multe comentarii în următoarele zile. O să vă citesc acum două mesaje. Două mesaje au venit și vreau să vi le citesc. Spune cineva, situația CEO este disperată. Minei n-au decât să iasă în stradă. E singura șansă, spune cineva. Iar altcineva, ne bucurăm că aveți curajul să dați asemenea probleme la televizor. După cum ați văzut în această emisiune, abordăm toate subiectele, încercând să aflăm adevărul și să spunem lucrurilor pe nume, poate că lucrurile se îndreaptă. Deci nu avem partii pri cu nimeni, așa că dacă aceasta este și părea dumneavoastră, dovadă că v-am citit și mesajul, așteptăm și alte mesaje ale dumneavoastră, dacă vă interesează subiectele abordate de către noi. Spuneam de un subiect care va face, de fapt a făcut valuri la vremea aceea, l-am prezentat și noi, iată că revenim asupra lui. Decizia Curții Constituționale referitoare la ora de religie se aplică din septembrie 2015, a declarat pentru Hot News ministrul educației Sorin Câmpean. Părinții care vor ora de religie pentru copiilor vor depune așadar solicitarea la școală începând din anul școlar 2015-2016. Poziția Ministerului vine după ce vineri a fost publicată în monitorul oficial decizia CCR, care statuează că este neconstituțional să cer persoanei care alege să nu studieze religia, să facă solicitare de a se retrage de la oră. Emil Moise, profesorul care a ridicat această expresie de neconstituționalitate, a declarat însă pentru Hot News că până când Parlamentul va pune legea educației în acord cu decizia CCR, Constituția spune că se suspendă dispozițiile neconstituționale. Asta înseamnă că nu mai putem preda legea în aceste 45 de zile. Acum, personajul ăsta, Emil Moise, nu știe ce vorbește, mai ales că, dacă am înțeles, e și profesor. Deci gândiți-vă ce ar însemna să, eventual, că toți suntem pe final de semestru, ca din semestru 2... Să nu mai religie la clasă. Sau să trambaleze acum părinții să facă alte cereri care vor religia și care nu vor. Deci decizia Ministerului este cea corectă. Adică, mai ales atenție, în condițiile în care, ce se întâmplă? Legea merge în Parlament, Parlamentul o va pune într-o variantă constituțională și e posibil să meargă din nou la curte. Să poate să fie atacată. Deci procedurile acestea care duc 45 de zile plus altele și altele, deci cu siguranță lucrurile se vor rămuri abia în var. În aceste condiții, a spune tu că din acest moment, adică de vinerea trecută, nu mai ai voie să faci religie în școală, e, e o tâmpenie și mai ales, cum spuneam, că vine de la un profesor. Un profesor care a ajuns la o anumită notorietate, nu știu cât e merit și cât e mai mult altceva, dar e mai bine să nu comentăm acum. Acum, problema este că ministerul, inspectoratele școlare, școlile efectiv, trebuie să gestioneze sistemul. Nu poți în mijlocul anului școlar să iei o asemenea decizie, vă spuneam, sunt note, sunt medii, sunt situații școlare, sunt oameni angajați pe, pe aceste catedre și nu puțini. Deci e vorba de câteva mii de profesori de religie care ar rămâne, să zicem, dacă să zic, părinții ar hotărâ să nu aleagă ora de religie, ar rămâne fără norme. Și atenție, foarte mulți dintre ei sunt titulari, sunt norme scoase la concurs. Deci tu ai postul. Ce le dai la oamenii ăștia să lucreze? Pentru că ei au un contract și un, unii au și pe perioadă nedeterminată. Deci o tâmpenie ce cer, mai ales încă o subliniez, că o face un profesor care, ar, care cunoaște sistemul sau ar trebui să-l cunoască mergând mai departe, însă uh, vreau să citez puțin din uh, ce ne explică Liliana Proteasa, uh, capul limpede al Ministerului Educației și cu rădăcini, puțin la nivelul soțului, cu rădăcini gorjene. Uh, domnia sa ne explică, de fapt, cum, uh, cum se va întâmpla lucrul acesta. Ceea ce s-a suspendat, deci prin Constituție, prin uh, decizia CCR, este modalitatea de opțiune, nu faptul că religia este într-un chiu comun, deci obligatorie. Prevederile din legea educației care sunt declarate în se referă strict la modul în care elevii și părinții optează pentru ora de religie. Iar asta se schimbă în momentul în care îi fac opțiunile, adică septembrie 2015. Uh, aceasta a precizat că, după decizia curții, Parlamentul este cel care trebuie să decide ce se întâmplă și cum pune legea educației în acord cu hotărârea CCR. Pe de altă parte, religia rămâne obligatorie pentru școala și pentru Ministerul Educației, iar opțiunea este a părintelui și a elevului. În momentul în care se va clarifica ce vrea Parlamentul, decizia curții constituționale rămâne valabilă și se va schimba procedura de a opta. Asta se va întâmpla în timpul acestui an școlar, pentru a avea o prognoză. Deci, atenție, încă o dată spun, poziția corectă este, vom vedea pe parcursul semestrului 2, după ce vom vedea și legea cum o să o aplicăm, dar, practic, părinții vor avea drept la începutul lunii septembrie, până la începutul anului școlar, să spună doresc ca copilul meu să facă rege sau nu doresc Uh, să facă religie. Deci, suspendarea nu afectează ceea ce se întâmplă în acest an școlar, spune Liniana Proteasa și cred că este, uh, uh, este corect. Uh, acum, haideți să vedem și ce spune domnul Emil Moise, cel care, profesor de filozofie din Buzău, cel care a făcut, a ridicat de fapt această problemă. Parlamentul are la dispoziție, cităm din, din această depoziție, declarația lui către Hot News. Parlamentul are la dispoziție 45 de zile să pună legea în concordanță cu decizia Curții Constituționale, iar ce cere prin motivarea sa nu lasă Parlamentului rol de virgulă, spunând că face, vor face religie doar copiii care vor depune o cerere în acest sens, elevii majori sau părinții elevilor minori. Prin urmare, nu avem ce ne aștepta la altceva din partea Parlamentului. Însă până când... <coughs> ce scuze... <coughs> Însă până când Parlamentul va schimba legea, Constituția spune că se suspendă dispozițiile neconstituționale, asta înseamnă că nu mai putem preda religia în aceste 45 de zile pentru că a aplicat cadrul legal. Potrivit acestuia, dacă de mâine un profesor de religie face religia, asta este infracțiune conform codului penal articolul 381. Obligarea unei persoane prin constrânge să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un alt religios legat de execitarea unui cult se pedepsește cu închisoarea de la, 3 ani, de la 1 la 3 ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Uh, vreau să vă spun că domnul Moise o ia pe arătură ora de religie, chiar dacă, să spunem așa, mare parte dintre copiii din România fac ore de religie patronate, girate de Biserica Ortodoxă, care e majoritar 89-90% în România, nu este ag religios. Dacă dânsul la filozofie vede lucrurile într-un fel mai abstract, mai așa, mai pe lângă realitate, ca să fim mai direct, în cazul nostru nu este, deci nu e vorba de un act de cult. Iar, încă o dată spun, a bulversa părinți, elevi, sistem cu o chestie de genul ăsta în condiție în care n-ai o lege, atenție, decizia ce cere obligă Parlamentul în 45 de zile. În 45 de zile vom avea sau nu vom avea modificare, că se prelungește, se mai pot prelungi 45 de zile. Iar după aceea, când vom avea legea respectivă, ea se va aplica și orice schimbare în învățământ se produce de la începutul anului școlar următor. E o lege neschisă în învățământ, dar e valabilă de la CUZA prin 1865. Deci, în aceste condiții, indiferent ce ne va spune domnul respectiv, că probabil o să-l vedem zilele acestea permanent la televizor, ca să ne explice ceea ce o să facă, nu cred că încape discuție. Deci, din toamnă, părinții, cei care vreți ca copiii dumneavoastră să facă religie, veți merge la școli și veți depune o cerere scrisă în acest sens. Dacă nu o depuneți, copilul nu face religie. Asta e singura schimbare. Până acum trebuia să faceți o cerere dacă nu doreați să facă religie. E poate mai corectă varianta asta, dar atenție! Deocamdată, planul cadru din învățământ pe legea educației Cuprinde religia. Pe legislația actuală, chiar dacă, să zicem, un articol îi în neconstituțional, totul este în regulă, cum spune ministerul. Uh, și uh, acum vreau să vă spun că mai este și o parte diverse ONG-uri care vin cu. Ideea, domne, să facem cerere, că dacă nu. Uh, școlile sunt obligate să, ca să răscrise ale elevilor înainte de a stabili oră de lege pentru semestru 2. E o tâmpenie Sau e un lux pe care România nu și-l poate permite. În o dată vă spun, ar însemna. Presupunând, dar vă spun că în general românul este destul de conservator și cu scaun la cap. Deci nu văd eu acum părinții că vor veni, uh, la adică vor merge la școli în număr foarte mare și nu vor face, uh, adică ca să nu se facă religie. Deci cu siguranță părinții vor veni la școli când li se va cere și eu zic că în mare parte vor opta pentru, pentru această disciplină. Mai ales că, părerea mea, România nu își poate permite să renunțe la acest moment la disciplina religiei. E adevărat că ar trebui schimbate enorm de multe lucruri la această disciplină. Nu cred că ar trebui să știm ce se întâmplă, știm ce provocări sunt în fața societății românești. Nu cred că ne permitem să renunțăm acum la religie. Da, e o chestie de lucru, să zicem, într-un orizont de timp 2020. Dar până atunci eu cred că vom fi, vor fi destul de mulți oameni care vor opta ca uh, copiilor să facă oră de religie. Dar vă spuneam, doar că religia va trebui să facă și altceva. Iar atenție, nu e vorba doar de un cult. Știți foarte bine și până acum cei care aparțin altor culte, inclusiv notele, le primesc în acest sistem. Deci, cred că ar trebui să Uh, gândim mai mult când luăm asemenea decizii, pentru că sau asemenea declarații, pentru că bulversăm sistemul. Gândiți-vă ce vor face părinții care se uită acum și poate unii care sunt, mai ales în zonele rurale, se vor gândi de două ori și o zice, bă, da, uite că rămânem și fără religie. Deci în unele, prin unele părți religia înseamnă extrem de mult. Uh, și a fost o trăsătură a țării noastre de menținere a istoriei și statalității românești. A, că suntem într-un context politic în care, pe de o parte, e un fel de răzbunare că biserica a fost într-o anumită direcție politică în această campanie, folosită sau nefolosită, sau mai sunt și presiuni europene, e cu totul altceva. Dar România rămâne România și atât timp cât și Uniunea Europeană nu nu -ți interzice acest lucru. Că ne folosim noi, că vezi că legislația europeană, nu. Uniunea Europeană își cere să respecti drepturile tuturor cetățenilor. Dacă toți port învăța în religia lor, nu văd care ar fi problema. Cel puțin, vă spuneam, în următorii ani. E adevărat că încet, încet va trebui să ne racordăm la ce se întâmplă în Europa. Dar, ca pe vremea lui Titul Maiorescu, noi, din nefericire, românii, încercăm să, facem, să ne adunăm ca formă, nu, nu ca substanță. Forme din apus, să încercăm să ne ducem, dar, practic, să nu facem mare lucru în, în acest domeniu. Ne-au rămas puține, puține minute, e luni seara și vă dați seama, nu puteam să nu vorbim despre fotbal, mai ales că dinspre pandurii lucrurile încep să se întâmple la modul, a spune noi, profesionist. O să începem, însă, cu o veste bună pentru unii, proastă pentru alții. Pandurii vor evolua în retur tot la Târgu Jiu. De stadionul nu intră în reparații, practic din această vară, dacă am înțeles bine, se vor face reparațiile, așa că se va evolua tot la Târgu Jiu în Liga Națională. Iar veștile bune nu se opresc aici. Sunt cel puțin două transferuri, de fapt sunt vreo trei, dar două. Sunt două reveniri cu jucători care au făcut ceva vâlvă la vremea respectivă la Târgu Jiu. E vorba de Grecu, cel care pleca, când a plecat de la Panduri, a plecat pe ceva bani. Și e vorba de Eric, la fel, și el cu un contract, de, cu un transfer de peste un milion de euro. A adus niște bani în visteria clubului Panduri. Ei s-au întors la Târgu Jiu și dacă lucrurile vor fi gestionate corect, cel puțin la Eric, dar n-ar fi exclus să fie și la Grecu, pot să mai aducă bani clubului, Adică fotbalul nu s-a uitat. Probabil au fost, au fost niște crize de încredere, au fost, au fost eclipsă de formă. Blairic a fost și accidentarea care l-a ținut foarte mult în afara fotbalului. Dar eu cred că Pandurii are șansa unui retur bun și o clasare în primele, cum mai știți cum e obiectivul, primele 8, un loc 7-8 este la îndemână fără niciun fel de problemă. Pentru că tot a venit uh, discuția despre, despre sport. Rămâne de discutat, uh, apropo de ce se întâmplă la echipele noastre sportive. Avem trei echipe de liga, avem trei echipe de liga de liga 1, la la handbal, la fotbal și la basket vreau să vă spun că toate au avut un comportament uh, foarte slab în acest tur de campionat. Rămâne ca turul să fie unul bun pentru toate cele trei echipe, mai ales că încep, uh, parcă s-a întors profesionismul și unii au făcut un pas în spate din cei care n-aveau legătură decât uh, cu politica, cu administrația. Mi-aduc aminte, și nu mă refer aici la la fostul, la fostul, președinte al clubului Pandurii, uh, ci la niște oameni de prin administrația complexului care se duseseră la stadion ca să le facă stura program la fotbaliș, la personalul celălalt. De la 8 la 4, deși ei aveau antrenament la cu totul alte ore, sau la bastie, sau la handbal. Deci, nei ca nimeni de pe funcții administrative veniseră să facă ordine la cluburile respective. Rezultatele s-au văzut. Cât a, fost cât a fost conduceri care aveau legătură cu fenomenul, au fost rezultate, când au venit nei ca nimeni în situația respectivă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum că lucrurile cu Eugen Părvulescu, cu ceilalți, lucrurile s-au normalizat, eu zic că ar fi loc și de rezultate. Rămâne să vedem dacă realitatea nu ne, a, nu ne va contrazice. Suntem pe final, cum spuneam, de emisiune. Sunt câteva, să spunem, subiecte de urmărit toată săptămâna și în săptămânile următoare. Unul dintre subiectele. Cele mai interesante este legat și trecem din nou la politică, este Traian Băsescu și procesul lui cu Victor Ponta sau cu guvernul. Pentru că vreau să vă spun că fostul președinte nu se lasă și acum a făcu, făcut un proces cu guvernul care nu vrea să-i dea o vilă de protocol. De fapt vrea să-i dea, dar de fapt i-a luat-o și tot, și tot la fel. E adevărat că premierul a dat-o în stilul cunoscut: Nu mă ocup de case, vă va, propune re vă va răspune rea PPS-ul, nu mă ocup eu de case. Dar problema e că procesul există. Deci, cred că trebuia lămurit și cazul Traian Băsescu cu această vilă. De urmărit acest proces, cu siguranță vom mai vorbi de el, pentru că dacă ne gândim bine, din decembrie și până acum. N-am mai vorbit de Traian Băsescu decât că l-așteaptă -așteaptă Elena Udrea cu covorul roșu. E, acum vreau să vă spun că la un moment dat poate se gândește că și Victor Ponta o să-i pună covor roșu la una din virile din Snago pe care nu i l a dat. E, vom vedea cum va fi cum va fi această situație și tot, și tot la fel. Deci, vom vedea aceste subiecte pe tot parcursul săptămânii acestea și în următoarele săptămâni. Vă las cu muzica populară și Gigi Vasile. Mulțumesc de atenție. La revedere!